Dacă interzici să se vadă cu prietenii lui, îl vezi că este extrem de revoltat, plânge, bufnește, spune că se sinucide. Am pregătit pentru noastră 30 de subiecte despre cum gândește adolescentul în conflict cu părinții, ce să credeți despre prietenii adolescentului, despre excesele prin care adolescentul încearcă să se afirme în lumea aceasta, despre alegerile pe care le face, despre dificultăți, comunicare, conflicte, aproape tot ce v-a îngrijorat vreodată în relația cu adolescentul sau adolescenta se află aici. Adolescentul nu are senzor pentru muncă. Vrei să distrugi camera lui? Vrei să-i scoți ușa din țâțâni? Vrei să-l muți din acea cameră? Vrei să-i arunci obiectele? Vei primi o opoziție acerbă, pentru că înseamnă că umbli la identitatea adolescentului tău. Pentru grupul lui de prieteni, adolescentul tău și-ar da viața. Excesul pentru un adolescent este cel mai important instrument pentru a se afirma în societate. Toți copiii cu minți au depresie. Dacă v-ați vedea într-o oglindă când copilul sau adolescentul noastră vă spune ceva, vă mărturisește ceva grav, o să vedeți cum vă pică fața așa și îl vede această față și își dă seama că e de rău și că mai bine vă protejează nespunându-vă data viitoare. Avem și câteva dezbateri de caz. Fete și băieți care vin aici și se destăine, părinți care înțeleg poate ce puteau să facă mai bine și că există o speranță în această conviețuire fericită cu adolescentul. Și care este cea mai nouă întâmplare sau situație care vă revoltă sau vă îngrijorează? Am început să fumeze. Eu mă joc destul de mult pe calculator. Distracția este un must-have. Petrecerea unui adolescent este extrem de importantă și trebuie să aibă loc. Ce ar însemna să fii un tată bun? Te speria tu foarte tare de internetul ăsta. Ca și părinți trebuie să fim generatori de valoare, creatori de situație. Nu doar oameni de poliție care se interzică. Aproape în fiecare lună dau examen. Dau examen în fața elevilor de liceu, din mai toate liceele din țara aceasta și, credeți-mă, nu este ușor. Dacă nu ești interesant și dacă nu demonstrezi că îl înțelegi pe adolescent, se uită în telefon și nu te mai bagă în seamă. Am descoperit în acest masterclass cum gândește de fapt un adolescent, care este rolul meu ca părinte, ce pot să fac, ce nu pot să fac, superb. Am fost împreună în acest masterclass alături de soția mea. Am învățat extraordinar de multe lucruri și trebuie neapărat să vezi acest masterclass dacă ai un adolescent. Plec de aici cu foarte multe informații și sunt hotărâtă să aplic ce am învățat și chiar cred și sunt convinsă că va fi o schimbare în bine în relația mea cu copilul meu. Copilul tău s-a schimbat. A venit vremea să te schimbi și tu. Sunt doctorul Cristian Andrei și acesta este masterclass-ul meu despre adolescență. Disponibil acum pe life-university.ro.